pentru noi era un joc decisiv, pentru că situația în clasament nu este prea bună și aveam nevoie de aceste 3 puncte și pentru moralul echipei, pentru perspectiva jocurilor care urmează. Și faptul că ei s-au angajat cu mai multă dăruire, mai multă determinare, asta îmi dă speranță că lucrurile vor merge mai bine. Ați avut dreptate, ați pregătit bine acest meci și tactic și mental. Noi să știți că toate jocurile, jocurile de până acum au fost pregătite la fel, însă a fost și puțină neșansă. A existat și în primul meci, podarii n-au avut ocazii, au scris dintr-o lovitură liberă cu șansă, noi am ratat, și însă n-am tăbărât eu personal peste jucători să îi muștruluiesc sau să le reproșez pentru ceea ce n-au făcut, pentru că mai intervine și șansa în joc. La Astra am pierdut dintr-un 11 metri și o lovitură liberă de la 40 de metri, dar în general jocul a corespuns și s-a dovedit și în meciul de astăzi. Ați închis foarte bine meciul, adversarul n-a avut nicio ocazie, nici 11 pe poartă. Este adevărat, însă au, și ei au la mijlocul terenului au circulat, au avut preocupare și chiar puțină posesie, însă noi am avut mai multe ocazii, asta este adevărul. Victorie mare una peste alta. Da, da, este o victorie așteptată și eu zic că în continuare vom juca și mai bine, deși ne așteaptă jocuri grele, jucăm săptămâna viitoare la Rușiori, după aceea vine echipa din Afumație acasă, deci sunt jocuri grele, dar sperăm să le rezolvăm și să mai adăugăm și la zestrea fizică, fiindcă noi am început mai târziu pregătirea și se vede că nu avem acea rezistență la efort care să ne permită să jucăm la același nivel 90 de minute.